Bătaia pentru un loc de parcare se dă pe bani mulți în orașele sufocate de mașini. La Focșani, de exemplu, au apărut situații în care un loc de parcare a fost adjudecat pentru 2000 de lei pe an. Incredibil este că în oraș prețul unei parcări este de 90 de lei, doar că vecinii nu se pot înțelege între ei. Așa că au fost organizate licitații, iar cel care dă cel mai mult câștigă. În municipiul Buzău, locurile de parcare sunt atribuite pentru o taxă fixă de 90 de lei pe an plus TVA, doar că au fost situații în care doi vecini au vrut același loc. Astfel s-a ajuns la licitații și cum orgoliile au fost mari, la fel a fost și suma finală, 2000 de lei. Este surprinzător că în această parcare de reședință, unde s-a organizat atribuirea, a rămas un loc liber, adică nu înțeleg de ce respectivii au dorit să liciteze până la această sumă foarte mare. Nu este singura situație de acest gen. Anul trecut un locatar și-a adjudecat locul de parcare cu aceeași sumă, doar că nu a plătit bani în termen de 30 de zile. Motiv pentru care locul de parcare a fost declarat liber și a fost adjudecat de celălalt cu prețul de 90 de lei, cum ar fi fost mai simplu încă de prima dată, pentru că în parcarea respectivă au și rămas locuri vacante. Și în Focșani, un loc de parcare a ajuns să coste 1200 de lei pe an. Asta deși prețul standard este de 10 ori mai mic. Eu am ajuns cu locul 3 de aici până la 500. La 500 m-am lăsat la pensia care eu am și aia. N-am mai putut. Și unii duc mașina. De loc să stau pe acolo, o taci, ba, pe acolo, pe străzi, lătura în lince. Că dacă astea s-au vândut, mâinii poi mâinii, pune interzis. Și după aia mă amendează. Unde se duc mașina? Unii care au vrut în mod deosebit locul, un anumit loc de parcare, este o opțiune strictă a solicitantului, nu la forța nimeni să ajungă la acest preț. În municipiu sunt aproape 10.500 locuri de parcare, din care 1.600 sunt parcări publice și restul de reședință. Asta în condițiile în care numărul autoturismelor din oraș depășește 50.000.